Domnul Cristian Radu, vă invit. Este deschis. Bună ziua, a fost cineva la Festivalul Teatru de la Sibiu, apropo. Ok. Mulțumim. Ce o să rulez acolo sunt pur și simplu fotografii de atmosferă, cam așa e la festival. Va fi foarte greu să vă prezint festivalul, nu asta e dorința mea. Mi-aduc aminte de o butadă celebră care se folosește câte ori se întâlnesc oameni din zona asta, o să vedem cât de greșit e în bine managementul cultural, care spune așa, când se întâlnesc mai mulți oameni de afaceri, întotdeauna vorbesc despre artă. Când se întâlnesc mai mulți artiști, întotdeauna vorbesc despre bani. Nu o să vorbesc despre bani, pentru că noi, în general, paradoxal, la Festivalul Internațional Teatru de la Sibiu, vorbim despre bani. Vorbim despre, în ce scuze, poate suna ca un barbarism, să folosim în limba engleză, despre audience, despre public. Scopul nostru principal este să construim o platformă pentru a engage the audience. Să o provocăm, să o aducem în față, să o facem să participe și așa mai departe. La noi este vorba despre public. Unii numesc și chiar și clienți, dacă nu mă înșel. Doar două vorbe despre festival, pentru că ce înseamnă în mod practic, vă va spune Tiberiu. De asemenea, Cristina vă va spune ce înseamnă din ochii spectatorului. Eu vreau să vă spun doar atât, pentru cei dintre noastre care n-au fost. Anul viitor, deci 2013, este ediția 20. La prima ediție au fost 4 țări prezente, dintre care una a fost Republica Moldova, în jur de 100 de participanți, deci artiști. Unii dintre ei, una dintre companii provenind din Africa, au realizat cel mai fantastic film care se putea realiza pentru că nu mai vreau să le zăpadă în viața lor, iar o altă companie din Statele Unite au venit cu usturoi în buzunar din cauza vampirilor, fără nicio glumă, să se protejeze pe perioada staționărilor la Sibiu. Toată povestea a durat 4 zile. Anul acesta, ca să nu vorbesc de ediția viitoare, deci ediția 19 a adunat 66 de țări. Festivalul durează 10 zile, la o medie de 50 ceva de mii de spectatori pe zi, în 160 ceva de locații din Sibiu. În Sibiu există un singur teatru. Două cuvinte, vreau să vă spun, am chiar cu cifrele, nu vă spun nimic despre bani, repet, vreau să spun două cuvinte apropo de filozofia acestei transformări. Cum anume s-a făcut acest drum, sau ce filozofie a stat în spatele acestui drum, de la cei cu usturoi în buzunar până la Capitala Culturală Europeană și urmările sale. În primul rând, problema noastră principală, și aici deja intru exact pe terenul de discuție, să zic, familiar dumneavoastră, a fost dacă un astfel de lucru, să-l numesc deocamdată așa, cum ar fi un eveniment cultural, pentru că în sine vorbim despre un eveniment, termenul corect este eveniment cultural, da? Se poate, cu ghilimele de rigoare, vinde. Și punând această întrebare, logic ar fi să ne întrebăm ce este în sine un eveniment cultural. Este un serviciu sau un produs? Da? Vorbesc pe mătă noastră, mă scuzați la cuvânt. Nimeni nu poate da un răspuns. Vă spun, de acum este o întreagă dezbatere între școli mari din lume, dacă, virgulă, cultura, produsul, output-ul industriilor culturale este un produs sau un serviciu. Asta vorbind din punctul de vedere al marketingului tradițional, da? E bine, răspunsul nostru este că nu este nici produs, nici serviciu, este și produs și serviciu, da? Exact cum, care v-am adus aminte prin clasa 8-a cu lumina, da? Ce e undă sau corpuscul, este și undă și corpuscul, se manifestă în situații diferite, în mod diferit. Uneori este un produs, alteori este un serviciu. Bun, dar ce e totuși? Am înțeles, nu e nici, nu e, sau e și. Noi spunem așa, este o experiență. Ceea ce produce o întreprindere culturală, de orice natură ar fi ea, o instituție, o organizație, un teatru, o operă, o expoziție, ce vreți noastră, este o experiență, da? Care este livrată cui? Unui public. Despre asta vorbim în mod fundamental, da? Italienii au o vorbă foarte frumoasă, spun să ieși de la un spectacol cu liponii în tasca, cu pumni încleștați în buzunar. Deci este vorba despre această experiență pe care o organizație, în speța noastră, în cazul de față, o livrează unui public, da? Ori, chestiunea asta care se tot numește, într-un mod, repet, din punctul meu de vedere greșit, management cultural. Managementul este
managementul a ceva, managementul unei resurse. Vorbim despre, nu putem discuta despre un management cultural sau acultural. Este vorba de managementul unei instituții culturale, managementul unui eveniment cultural, managementul unui produs cultural. Mult mai apropiat și mult mai concret și mult mai apropiat de realitate este marketingul, de fapt. Multă lume face confuzia majoră între managementul cultural și marketingul produsului cultural, speța noastră fiind, evident, marketingul produsului cultural. Revenind, procesul acesta prin care o organizație, care va fi ea, da? Festival, Teatrul Domnului Mihăiță, Opera Română, ce vreți dumneavoastră, Coventry Garden sau orice, investește trei lucruri. Bani, deci resursă financiară, timp și resursă de creativitate, ca să ce? Ca să creeze o experiență pe care o livrează cui? Unui public care la rândul lui este dispus să investească trei lucruri, bani, resursă financiară, timp și resursă participativă, dorință de participare, ca să recepteze această experiență. Da? Deci se creează acest schimb. De asta spuneam că noi suntem fascinați de audience, de public. De ce? Pentru că noi facem, sau încercăm să punem pe picioare într-un mod cât mai eficient acest proces, acest schimb. Valoarea întregii povești este dată de valoarea acestui schimb. Cu cât el este mai este benefic pentru ambele părți, cu cât este mai eficient, cu atât povestea este mai bună, este mai de succes, managementul cultural este mai bun și așa mai departe. În public sau prin public, noi nu înțelegem doar publicul direct participant. Inclusiv sponsorii, inclusiv partenerii, noi ne folosim destul de tare de cuvântul sponsor, doar în momentul în care partenerul își dorește foarte tare cuvântul sponsor, în rest, titulaturile susținătorilor din zona corporate, care sunt marea majoritate de altfel la noi, este de partener. Fiecare pe o anumită zonă, este partener principal, nu știu ce, dar sunt și partenerii de proiecte, partenerii speciali. Tiberiu să vă spun mai multe despre lucrurile astea. Inclusiv partenerii, inclusiv sponsorii, intră în categoria publicului. De ce? Pentru că acea experiență de care vă vorbeam, care asta înseamnă în sine lucrul care se produce acolo, nu este doar o experiență, nu este doar am văzut și am plecat. Ea este ca o ceapă, are mai multe foi, da? Life is like a box of chocolate, you never know what you're going to say, da? Deci avem o experiență centrală care reprezintă evenimentul, participarea publicului la spectacolul respectiv, avem o experiență extinsă, modul cum arată locațiile, activările, se rămâne dacă miruna, activările, și alte lucruri care dau valoare experienței centrale, care este experiența extinsă, și mai este încă o foaie și mai mare pe exterior, experiența potențială, lucrurile care se întâmplă după eveniment, legăturile ulterioare, fan-cluburile, turneele și așa mai departe, da? Bun. De asta, lucrul cu partenerii, cu sponsorii, modalitățile de construcție a plusvalorii pe care ei, o capătă în sau, mă rog, în imaginea sau altfel în care trebuie să investească prin asocierea cu evenimentul nostru, fac parte sau îi aduc, repet, tot în categoria de public. Nu vreau să mai insist. Repet, aveți imagini din cadrul acestei experiențe, repet, care durează 10 zile, chestiuni mai punctuale, Cristina și Tiberiu. Mulțumesc! Mulțumim!